Conacul familiei Crisovelloni a fost ridicat în 1887 și emana eleganță și bun gust. Stilul arhitectural a fost influențat de romantismul specific secolului al XIX-lea. În fața conacului se întindea o grădină asemănătoare cu cele din Franța, în care mireasma trandafirilor te învăluia. De la ferestrele castelului se puteau admira două bazine cu apă în care cerul și astrele se oglindeau. Frumusețea domeniului de la Ghidigeni îi atrăgea pe cei mai importanți oameni din stat. Conacul, cunoscut drept Palat al Plăcerilor, este învăluit de istorie. În încăperile elegante aveau loc petreceri în care criteriile morale erau date uitării. Regele Ferdinand al României era unul dintre cei care participau la dezmățul care avea loc în casa lui Nicolas Crisovelloni. Conacul l-a transformat într-un spital și spitalul a fost numit Principele Mircea, în onoarea a ultimului copil al reginei Maria, care din nefericire decedase. Pe lângă petrecerile somptuoase, celebre în istorie, familia Crisovelloni a dezvoltat o afacere de milioane. Banca Crisovelloni a fost, până în 1933, la căderea bursei de pe Wall Street, una dintre cele mai puternice instituții financiare din România. Sediul central al băncii, construit de arhitectul George Matei Cantacuzino, este astăzi sediul Băncii Naționale a României. De asemenea, aceeași dinastie a deschis prima bancă și la Galați. E un loc foarte frumos, care are un suflu aparte, respiră un aer din alte vremuri și pe noi, să vă spunem, ne-a legat foarte mult această experiență pe care am avut-o acum cu locul acesta și o certitudine că am vrea să revenim și să facem mai multe pentru locul ăsta și pentru casa aceasta. Alături de nepoții Crisovellonilor, la Conac au fost prezenți și studenți de la Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București. Tinerii inspirați de povestea fascinantă a Palatului Plăcerilor au făcut primul pas spre oprirea degradării clădirii. Faptul că ascunde povestea frumoasă este cu atât mai important. Este vorba de prezența altețelor regale din perioada 1917 până în 1940. Este vorba de prezența numeroaselor personalități ale României care au marcat istoria României în acea perioadă și atunci cu atât mai mult acest monument într-adevăr trebuie marcat pe harta turistică a județului Galați. Familia Crisovelloni mai are 4 moștenitori care încearcă să readucă faima conacului. Clădirea este grav afectată de trecerea timpului. Dacă ar fi recondiționată, ar putea fi inclusă în circuitul turistic, însă pentru acest lucru este nevoie de implicarea statului. Primul lucru, lucrezi pe proiect. Dacă poți să găsești cineva care poate să facă, nu știu, o casă de bătrâni, care poate să facă un sanatorium pentru Alzheimer, care poate să facă un golf, fiindcă avem foarte multă pădure, un fel de hotel, golf, clubhouse, înțelegeți? Sunt multe idei. Ideile există. Problema e cum ajungi de la idee la proiect. Și după aia, dacă ai proiectul și e bine făcut și bine gândit și crezi în el, întotdeauna vei găsi banii.